într-o vreme îndepărtată, un bogat ce niciodată nu privea sus și în trăirea egoistă chefuia de sol, neștiind că în jur există oameni cu o viață tristă și cu rând ce dor. Și plutind de-a lumii spune, omul cel bogat, multe avea, dar n-avea nume. Precum Biblia ne spune, și trăia în păcat. Dar la poarta boierească, lasă cel sărac, coștouta ca să găsească și o vorbă prietenească. Dar nu s-a întâmplat. Dar cu vremea trecătoare, lasă, a murit. Nici o bubă nu-l mai doare. Foamea lui chinuitoare, astăzi, s-a sfârșit. Sus, din patria cerească, de la Dumnezeu, vine gardă îngerească pe sărac să-l însoțească. Sus, în Empireu. Și murinta și bogată. Și la un robat. La Foman a fost tot satul, dar nici slujba și nici datul nu l-au ajutat. Jos, în locuința morții, demonii l-au dus. Ajungând în pragul porții, îngrozit de greul sorții, a privit în sus. Și a văzut atunci o lume în care n-a crezut nici când. Dar cel miră și mai tare, lasă cel de la intrare. Cu Avram umblând. El, care a trecut prin lume fără rugăciuni, el, bogatul fără nume, ce vorbea de rai în glume, cu Avram, în genunchi, strigând, Doamne, ruga mea ascultă, dintre vâlbătări, lasă apă să-mi aducă și apoi spune să se ducă. Și la frații mei, să le spună că există iad și paradis. Și că teza ateistă, după moarte, nu există, doar cuvântul scris. Varsă lacrimi de căință, știe și de pocăință și vorbește de credință, dar e prea târziu. El, săracul și bubosul, lasă cel murdar, reprezintă păcătosul, cel descrie chiar Hristosul, mântuit și în har. Amin.